Au chefuit până dimineață într-un local din capitală, apoi au ajuns cu mașina într-un stâlp, după care s-au răsturnat. Este vorba despre patru tineri care au fost răniți în urma accidentului produs în jurul orei 6 dimineața pe strada Decebal din sectorul botanic al Chișinăului. Una dintre victime, o tânără de 18 ani, însărcinată în luna a patra, a suferit o contuzie craniocerebrală, dar a refuzat să fie spitalizată. O altă fată și doi bărbați au scăpat doar cu zgârieturi. Potrivit poliției, cei patru tineri erau în stare de ebrietate. La un moment dat, ei s-au încurcat în declarații și au spus că în mașină mai era o persoană care conducea automobilul și a fugit de la fața locului. Cazul va fi investigat de oamenii legii, care urmează să stabilească identitatea șoferului și circumstanțele în care s-au produs accidentul.